N-a spus mai că el cel mai serios băiat în casă. A început chiar să plângă că vrea la grădiniță. Ești supărat? A făcut un sketch cu Mirisa. Iuhuu! Nici lapte nu vreau, dar nici cu vaca nu-mi aduc. De ce am spus să iau niște pești? Așa e procedura. Așa facem și noi. Bravo, mami! Iar mie ce-l face pe Tarzanu. Și din Franța ne teleportăm în America. Ionuț încă se simte rău, dar începe să-i scadă temperatura, da? Se golește puțin câte puțin. Acum se vor bucura și alți copii de ele, cum ne-am bucurat și noi la rândul nostru. Și am ieșit un pic în parc, chiar dacă a plouat azi, a încetat ploița și noi ne bucurăm de timpul frumos. Huța, huța? Da, mami. Cum e? Mirisa, ai fost și tu? Da. Și eu mai să mă răstorn. A făcut un sketch cu Mirisa. Mai mulțumesc. S-a dat cu părul în... Până acum am măturat în podia. Nici. Iar mie ce-l face pe Tarzanu? Uite, de asta oare pentru ce? Pentru noi sau pentru picioare? Pentru urechi. Hai, urcă, urcă! Urcă, nu coboră, urcă! Nu pot, dar scara m-a ajutat! Nu știu. Ce mami ai găsit? Întrebuințarea? Da, abia așa e, așa e! Mami, încet, mami, încet, încet! Nu le lovi! Hai, două, trei, hai! Mai mult, mami! Stai că... Gata, asta e tot! Da, aici cine vrea să învețe sfoara... Nu, gata, e suficient pentru astăzi? Dar pentru mine, nu! Încerci să urci? Da! Hai să vedem cum poți! Și... O! Bravo! Începutul e bun! Ai! Da, tate, a fost folosit și... Rest folosit. Bine, mami, e bine. Ia să vedem. Am uitat de acum. Bravo, mami! Mami, de la picioare! Și baletul în jos! Ce-i, mami? Arată mâinile. Sunt roșii. N-au ars. Și pantaloni au ars și tot ars. Și Matei și-a găsit un topogan. Cum, Matei? E în rată? Nu, mami, privește cum face Matei. Ia privește. Wow! Yeah! Aici ajungi? Ajunge! Sara face aici! O, Melissa! Și așa! Wow! Super! Ce zice? Ai mai găsit un topogan? Da, pentru copii mici, pentru că nu pot să ne uit la cele mari. Și Matei ai găsit ceva aici. Hai, hai, sus! L-am făcut un lucru de aici. De aici? Hai, urcă! Ne răcorim? Da, ne răcorim pe timp de ploaie. E gustoasă? Cum e, Mircea? Delicioasă! Baba, da. Am mâncat așa, în formă de... Pătânat. Poftă bună! Mulțumesc! Am ajuns acasă, am trecut pe la magazin și uite ce am găsit! Plăcinte cu ciuperci, cartofi și brânză! Abia aștept să le gust! Sunt proaspete făcute acum dimineață! Și Mihaela gustă! Așa! Bravo! A luat bebelușii de la grădiniță! Aici e Ionuț și acolo Matei! Ce ai acolo? Bine. Stimulant! Ești bucuros? Iar Ionuț a avut un sărbătorit la el în grupă. Și ce ați făcut, Ionuț? Ați cântat la mulți ani? Ionuț nu vrea să vorbească. Ce, Matei? Cea mine este, era ziua. A, ziua cuiva? Fetiță sau băiat? Fetiță. Dar la tine fetiță sau băiat? Nu vrea să vorbească. Ești supărat? N-a spus mai că el cel mai serios băiat în casă. Tati, dar Ionuț a primit ceva cadou. Transmite-te rog punga, nu avem răbdare. Poftim? Mulțumesc. O, să vedem. Ce face, tati? Deschide geamul?
Sunteți curioși să vedeți ce e acolo? Ia să vedem! Wow! Este un Kinder. Dar nu-l deschidem acum, îl ținem în mânuță, bine? După ce mâncăm acum? Și după aceea, așa ceva. Wow! Wow! Ține! Wow! Suc! Și mai văd eu ceva acolo. Da-da-da! Wow! Tati, este un puzzle pentru copii! Ha-ha! Perfect! Ionuț, hai să te înveți să faci puzzle. Felicitări tuturor romagiaților din această zi sau din această săptămână sau din luna septembrie. La mulți ani! Wow! Ce mâncați? Legume la cuptor? Ești la cuptor? Poftă bună! Mulțumim! Ia priviți ce am găsit eu! Avem o surpriză pentru toată familia! Și un bilețel aici! Oh, cu drag de la Marisa! Ia priviți ce buchet de flori! Foarte frumos! Mulțumim, Marisa! Melissa, e pentru tine probabil! Avem aici și o poză. Nu o putem arăta pentru că este un copilaș. Și e care scrie un mesaj, mami. De fapt, este pentru toată familia mea, mi? Așa scrie aici. Nu e doar pentru Melissa! Este foarte drăguță fetița. Noi te salutăm și așteptăm sunetul pe Instagram. Acolo putem să vorbim cu toți abonații noștri în timp real. Am ajuns la mall. Trebuie să-i scurtăm lui tati o pereche de pantaloni și vreau să văd dacă este deschis. Taci că scrie că e de la 10. Acum e abia ora 8. Da, un atelier de croitorie mai devreme nu găsim să fie deschis. Am zis că până se deschide atelierul de croitorie, să nu stăm în zadar, am venit la containerele unde putem dona haine. Hai, tati, este și Matei cu noi. Va participa pentru prima dată, dar și noi, la o astfel de donare. Chiar sunt curioasă. Hai, Matei! Vii? Sunt aici! Hai! Uite aici! Hop! Este foarte ok astfel de containere. Atunci când nu știi sau nu ai unde să duci hainele ca să le donezi, vii! Uite așa! Le bagi! Și se duc la persoanele care au nevoie. Nu știam cât de mari sunt aceste sertoare. Și nu le-am pus hainele în pungi. Dar am văzut că toți primeau așa haine. Nu, tati. De fiecare dată când treceam pe aici, am văzut că oamenii care puneau hainele le scoteau din pungi și le puneau direct așa. Probabil așa e procedura. Așa facem și noi. De fapt, am luat aici doar hainele care sunt bune, care nu sunt cumva rupte sau nu sunt cumva deteriorate. Și am luat hainele bune și cele noi. Se duc hainele pentru bebeluș. Și hainele noastre. Și Amelisei, costumul de baie. Pa! Pa, pa! Se golește puțin câte puțin. Așa. Ce, Matei? Vrei să închizi tu sertarul? Da? Pune aici. Da, cine își amintește? Sunt gecile în care m-am filmat în toate sketch-urile cu școala. Și Matei, hai să închidem. Au plecat. Am simțit. Ui! Și tot mai la timp, când e cam frig afară, avem și haine grosoțe, foarte multe. Și la care ți-am foarte mult copiii, mami, ne privește. Acum se vor bucura și alți copii de ele, cum ne-am bucurat și noi la rândul nostru. Și încălțăminte. Da, și încălțăminte. Tati, ce ții tu acolo în mână? Sunt papucii mei, de când eram mică. Și o geacă. Hai, vede, hai ia. Unde e ce? Când era tati mare. Asta când erai tu mic, Matei. Așa, Matei. Și care închide? Ai auzit? Ai, s-a auzit. Și ultima partidă. Greu! Și s-au golit cutiile noastre. Sperăm să ajungă la persoanele potrivite și să se bucure de aceste hăinuțe și încălțămintea pe care am donat-o noi. Îndemnăm și pe alții să doneze
să nu arunce la gunoi dacă au ceva bun. Bun. Care se poate de purtat. Ce ai pățit, tati? Ce am pățit? Să-ți legați un șiret. Tati se zice dacă te trezești mai dimineață, mai departe ajungi. Dar noi nu prea găsim atelier de croitorie la ora aceasta. Mami, dacă vrei să ajungi mai departe, foarte aproape. Noi să iau portul și mergem cât de departe dorești. Dacă am venit la magazin, ce să nu mâncăm după aici, mami, ha? Te dezbraci? Da. Ciocolata albă pentru Matei. A început să vină mâncărica, rând pe rând, mă duc să mai aduc. Și de la ce mai să începem? De la sandwich? Chiar e plină masa? Eu vreau de acălzite. Poftă bună! Bună tine! Cum e, delicios? Foarte bun! Poftă bună! Chiar e delicios acest sandwich. Prinde bine de dimineață. Ce are el acolo? Rucola, cascaval, ou, bacon. Multe. Și din Franța ne teleportăm în America. Bravo! Bravo, Miguel! Mulțumim de masă că a fost bună și gustoasă. Îi ducem și lui Ionuț acasă? Da. Și lui Mihaela, că deja și ea mănâncă toate. Tot ce vede, este pofticioasă. Ce faci, Matei? Dă-i mașină? E cam mare pentru tine. Ce, Matei? Ești cu liftul? Important e să găsim înapoi mașina. Hey! Unde? La galop? Matei? Da. Ionuț este acasă. Un pic ceva se simte nu prea bine. Și ne-am gândit să rămână și Matei. Și beneficiază de... O zi liberă. Da, pe ghebul lui tati. Cu toate că dimineața, tati, hai să recunoaștem. Da, a cerut de 3 ori să meargă la grădiniță. A început chiar să plângă că vrea la grădiniță. Gata? Gata, mai putem vizu și gerim ce trebuie să-i mașina. Complicat. Nu, bine, tati, mergem prin această parcare supraetajată și amintesc de... Veneția! Veneția! Când parcase mașina la etajul numărul 10. Am revenit acasă, Ionuț încă se simte rău, dar începe să-i scadă temperatura, da? Ce lichidul din organism începe să mai se scadă? Tati, dar ție ce ți-a venit? Ce poștă ai acolo? Repede arată! Văd că Matei ceva a scos din cutie. Piește cu termometru! Hai să-i arătăm și lui Ionuț. Ionuț, hai să vedem ce e asta. Este un pește care îl punem în apă. În piscină. La noi s-a stricat. Da, s-a stricat. A stat foarte mult în soare. Nu știu de ce cauză. Au mai scăpat copiii pe corect. Tot. Avea deteriorat sticla din interior, ceea ce demonstrează faptul că a fost mecanic ceva. O lovitură. Wow, ce interesant asta. Tati, dar acolo erau și cu flamingo. De ce n-ai luat? Pentru că erau de 3 ori mai scumpe. Și după ce am procurat, mami, procurat, am găsit mai ieri. Și a fost anulat, că nu mai iau un stoc. Dar mi-au anulat, m-au rugat pe mine ca să anulez eu, din alte motive. Și am refuzat, pentru că aveam acolo și alte comenzi. Și domnii au ridicat prețul, au majorat prețul la ele. Și am zis că nici lapte nu ghiu, dar nici cu vaca nu mă duc. Știi ce? Am spus să iau niște pești. Deci, câte bucăți avem? 4? La 3 piscine? Una de rezervă sau cum? Foarte corect, mami! Iată, Matei, numai ce a scăpat unul? Fii atent, Matei. Ceea ce înseamnă că nu însă, dar am luat cu rezervă. Dar pentru ce facea? Îl legi de picior și nu mai plutești departe de tine. Să știi temperatura care vine în tine. Ei! Piciorul este mare și ca să nu se ducă unde s-ar duce, îl legi la un capăt de piscină și să mergi acolo. Nu vrea nici cu trenul, nici cu avionul, cu nimic, nici cu mașina. Nici nu vrea nimic. Dar i-am zis că hai să mergem până afară. La piscină? Termometru în piscină și a zis că merge. Doar a dat așa afirmativ din cap. La noi e vreme schimbătoare. Ba plouă, ba e soare. Ba în geacă, ba fără geacă.
Da, ba e cald, ba e rece. Hai, tati, să vedem. Chiar sunt curioasă ce temperatură avem noi în piscină. Afară! Ce, tati, vrei să o legi aici? Da, se scapă. Iscriță! Da, nu prea stă în apă. Opa, gata! Așa. Și vom vedea curând ce temperatură avem. Dar acum să mergem la jacuzzi și la piscina cealaltă. Hai, Ionuț, aruncă termometrul în apă, să vedem ce temperatură are. Arunci? Hai! Hai, pune acolo peștișorul în apă. Eu te țin. Aruncă-l acolo în apă. S-a dus! Hai să vedem. Nu dai picioare în apă. Așteptăm, da? Coș? Ia să vedem. Așa, apă e rece acum. Ia să vedem. Peștele nu are în apă, în jacuzzi. Da? Cum e apa? Rece? Da, este încă unul acolo, dar nu prea se vede. Uite, acolo este încă unul. La fundul piscinei, da? Hai să-i deschidem lui Matei. Hai, Matei! Da! Închidem ușa? Da! Hai, închide și vinul la jacuzzi. Așa! Aici punem. 5, 3, 2, 1. Hop. Este. Aici va fi bruscuța testoasă. Da. Și pe așa, Ionuț. Ce? Vrei în piscină? Vrei acolo, în apă? Apa e rece. Vrei aici, în apă? Se gândește, înseamnă că vreau.